Haideți să ne ridicăm pe picioare că v-ați obișnuit cu scaunele moale și știu că sunteți supărați că nu s-a stat așa mult în picioare în seara asta. Deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca, de la capitolul 19, începând cu versetul 1, pagina în Biblie 1014, Evanghelia după Luca, de la capitolul 19, începând cu versetul 1. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și i-a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este un fiu al lui Avram, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Doresc în seara aceasta Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Știu că sunteți la dietă, acum ați intrat după sărbători la dietă, că ați văzut cum se rotește cântarul, cum se deplasează înainte. Poate unii nici nu v-ați mai urcat pe el, că ați știut cam pe unde vă arată în perioada asta. În seara aceasta suntem la o seară de tineret și aș vrea să ne hrănim sufletele. Dacă am mâncat cele mai bune bucate în perioada aceasta pentru trup, aș vrea în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu cu adevărat să fie o hrană pentru sufletele noastre și zic cu toată inima: Domnul să ne vorbească la toți. Amin. Vreau să vă spun că n-am predicat niciodată de Zacheu. Niciodată n-am predicat, totdeauna m-am ferit de textul acesta. Din copilărie nu mi-a plăcut de Zacheu niciodată. Mi-aduc aminte, eram la corul de copii, de fapt la orchestră, dar cântam cu gura și nu-mi plăcea când anunța să cântăm Zacheu, era un om micuț ca mine, eram la pământ. Vă spun, era cântarea, și acum numi tot, una a venit Iosif, duminică seara, apropo, doamnele lui Iosif, am înțeles că pregătiți duminică o cântare, tot cu Zacheu. Când l-am auzit și pe ăsta micu, tot cu Zacheu, bă, dar iară m-au trecut aceleași fiori. Nu mi-a plăcut niciodată de Zacheu, că totdeauna mi se potrivea cântecul lui, că zicea că Zacheu era un om micuț ca mine. Nu mi-a plăcut din două motive: unu, că era mic ca Zacheu, și doi, că purtam porecla, nu mi-a fost urât, dar mă deranja când era vorba de dudul acela în care se urca, mie așa îmi ziceau din copilărie, nu mă deranja niciodată, dar tot corul de copii se uitau spre mine, și mic, și deci se potrivea tot textul. Dar știți cu ce mă mângâiam eu și ce mângâia inima cel mai tare când cântam? De fapt nu cântam, că numai dacă se uita dirijoarea la mine, atunci deschideam și o gura și ziceam de Zacheu, dar în rest nu cântam. Când era vorba de Zacheu, nu cântam. Știți cu ce mă mângâiam și cu ce era inima mea mângâiată când cântam de Zacheu? Ziceam așa: sunt mic ca Zacheu, dar am părul bălai ca David. Îs mic ca Zacheu, dar părul, că știam că David era un copil cu părul bălai și asta mă mângâia. Și ziceam, eu ăștia zic că și eu sunt mic și cu numele de la pomul ăla în care s-a urcat Zacheu, dar eu am părul oricum, am părul ca David. Nu știu ca cine ai tu părul în seara asta, nu știu ca cine ești la statură, dar vreau, îi rog pe băieții de la media să pună afișul pentru seara aceasta, dacă l-au acolo, se poate pune afișul ăla. Știu că v-ați uitat la el. Și e un afiș interesant, nu m-am gândit să-l reușesc așa băieții, nu se poate. Vă aduceți aminte afișul care a fost? Era un om cu, în mâna dreaptă avea o Biblie și în mâna stângă ce avea? Știți ce? Ziceți tare, ce avea?
Eu uite, surorile, 500 de euro. Și încă câte bagnote de 500 de euro, nu? Câte bagnote de 500 de euro? Vă întreb, toți ați văzut afișul. Vă întreb, pe ce ți-o sărit ochii cel mai repede? Câți dintre voi v-ați uitat și să ziceți, bă, Biblia aia, oare ce traducere o fi? Că omul ăla, tânărul ăla, ținea într-o mână Biblia și într-o mână ținea, o zis un tânăr dacia foarte simpatic, o zis, câte 500 ce are în mână. Eu fost foarte, foarte simpatic. Știți că ne-au atras cel mai tare banii ăia? Și titlul serii acestea este realizat sau binecuvântat? Acum, după ce voi ieșit în evidență, cam ne putem da seama cu ce categorie vorbim în seara asta, nu? Băiatule, ai auzit ce au răspuns fetele? Deci dacă ești tot pe ajutor social și pe ajutor de șomaj, pe minim pe economie, ați văzut cum au strigat fetele de tare, ce le-a plăcut afișul, ce a ieșit în evidență? Deci, n-ați văzut, la modă nu-i Biblia, la modă e să vadă câte bagnote au fost acolo, câte bagnote. Vreau să vă spun că omul acesta despre care o să vorbim în seara aceasta de Zacheu, a ajuns și el la un moment dat la intersecția vieții, când a trebuit să aleagă să meargă cu Dumnezeu sau să meargă pe partea financiară. Să știți ceva, unii vin și spun, de ce generația tânără parcă nu mai are așa mulți oameni dedicați pentru lucrarea lui Dumnezeu, cum e în generația, de exemplu, în generația păstorului nostru, în generația vârstei dânsului, sunt foarte mulți slujitori. Știți de ce? Că oamenii ei au lucrat în firmă până la 3 jumate și după aia erau dedicați lucrării lui Dumnezeu. Adică aveau un program fix, generația noastră. Nu-i că nu au oameni, nu-i problema că nu au oameni fizic. Dar știți care e problema? Că nu avem oameni dedicați pentru lucrarea lui Dumnezeu. Exact ce a zis Cristi în seara aceasta, să ne rugăm ca Dumnezeu să scoată oameni dedicați pentru lucrarea lui Dumnezeu. Acum, dacă ar trebui să alegi Biblia sau 500-icile alea, spre ce te-ai îndrepta? Sincer, vedeți, asta e generația noastră. O generație axată pe partea materială. O generație axată pe realizări. Și diavolul știe ce spune? O să și slujești. O să și slujești Domnului, dar deocamdată un pic să-ți faci situația financiară. Întâi să fii un om realizat. Gata, Domne, ce ai început și mergi și pleci pe dincolo. Acum, Zacheu, știți că Zacheu nu a fost dintre romani, deși el o slujit romanii, el era șef la vamă. Niciodată nu o să vezi un șef la vamă sărac. Acum nu știu cine e șef la vamă, pe Timiș, pe vestul țării, dar nu o să-l vezi niciodată că ăla stă în chirie. Nu o să-l vezi niciodată că ăla stă într-o casă mică, ci totdeauna vameșii și mai ales șeful vămii. Ăla era un om puternic financiar. Zacheu, spune cuvântul Domnului, că a ajuns mai marele vameșilor. Ăsta era mic de statură, dar era într-o funcție mare. Era realizat financiar. Știți ce înseamnă Zacheu? Zacheu e un derivat de la Zaharia. Știți ce înseamnă Zacheu? Om curat. Om curat. Vă întreb, era curat Zacheu? Păi din ce spune el? Au zis, dacă am năpustuit pe cineva, le dau împătrit. Adică nu mai le cer eu dobândă, le dau eu dobândă pe banii care i-am jegmănit. Știți ce arăta? Că el purta un nume de om curat, dar viața lui nu era curată. Vreau să-ți spun în seara aceasta că poate ești mai înalt ca mine. Ești mult mai la înălțime, poți privi de sus cu cel puțin un cap. Dar vreau să-ți spun în seara aceasta că tu poate la înălțime nu ești ca Zacheu, dar viața ta e ca și viața lui Zacheu. Tu porți un nume de copil al lui Dumnezeu, tu porți un nume binecuvântat în casa lui Dumnezeu, dar viața ta nu mai e viața aia curată, pentru că te-ai axat pe a fi un om realizat. Tu crezi că dacă o să fii realizat, o să fii un om băgat în seamă foarte tare. Uitați-vă la Zacheu, dacă ne uităm în drumul ăsta lui prin Ierihon, până s-a întâlnit cu Domnul Iisus, până a urcat în dud. Un om care toată lumea își dorea numărul lui de telefon. Păi dacă l-ai fi scris pe
pe monitorul la biserică numărul lui Zacheu, șeful vămii, păi toți pocăiții când erau în vamă ziceau, auzi, nu ne poți trece vama că n-avem testul COVID, ne-o ieși pozitiv și n-ai putea să nu stăm în carantină 14 zile, n-ai putea să ne ajuți, Doamne, cumva să trecem mai ușor pe la vamă. Toți ar vrea numărul lui, toți aveau numărul lui. Era omul care era plin de cadouri, era plin de bani, era plin de prieteni. Toată lumea, toată seara avea musafir Zacheu. Dar uitați-vă, spune cuvântul Domnului așa, zice că a alergat și s-a suit într-un dud ca să-l vadă. Și auziți ce spune versetul 3, căuta Zacheu să vadă care este Iisus. Vreau să vă spun că atunci când alergi după realizări, întotdeauna se va vedea un gol a prezenței lui Dumnezeu în viața ta. Uitați-vă dacă vă liniștiți și citiți textul acesta, o să-l vedeți pe Zacheu cât de nesătul era să-l găsească pe Dumnezeu. Dar la urma urmei, ce nevoie avea el de Domnul Iisus? Pentru că nu i-o vindeca fetița, nu i-o rezolva nicio problemă. La ăsta toate problemele erau rezolvate. La Zacheu toate bolile erau vindecate, avea vaccinul făcut și rapelul, avea vitamina C cât își dorea, avea cele mai bune medicamente. Dar nu vedeți în alergarea lui, știți ce se vedea? Dorința de a se întâlni cu Domnul Iisus. Vreau să-ți spun că realizările astea pământești s-ar putea într-o zi să te depărteze de Dumnezeu. Poate ești pe un drum la intersecția vieții, când trebuie să iei o decizie, să mergi împreună cu Dumnezeu sau să mergi să fii un om realizat. Să știi ceva, dacă te realizezi financiar, nu o să te însori mai repede. Tot la vârsta aia te însori, la vârsta care ți-e hotărâtă. Să știi ceva, dacă ești realizată și ești, nu știu, ești foarte echipată sau deghizată, cum să zic, nu o să te măriți mai repede. Din contră, câteodată băieții vezi că s-ascund, așa pleacă ca șoricei, că să nu-i observe nimeni, cumva cât mai repede. Mi-aduc aminte, fac o paranteză, O tânără, odată, era foarte așa la intersecția vieții, dar era foarte plină de realizări. Știți ce o zis? O zis, zice, doi mă curtează. Nu știu pe care să-l aleg. Dar era plină de smerenie. Vă dați seama, când altele nu erau curtate de niciunul, asta avea doi la ușă. Care îi băteau la ușă, două inele, două invitații de nuntă, numai să-i scrie numele acolo, și foarte smerită, o zis, sunt curtate de doi. Îți dai seama când îi spui la, așa ceva la o prietenă de-a ta, care e trecută de o anumită vârstă, și tu îi spui că ai doi care sunt în limbă după tine și orice ar da să se căsătorească cu tine. Păi îți dai seama că pe prietena ta ai terminat-o, nu mai poate dormi noaptea. Și o zi zice, o să fiu realizată, încă nu știu pe care să-l aleg. Știți pe cine o ales? Pe unul care i-a distrus viața. Pe unul care i-a dus dezamăgire, i-a dus tristețe, i-a dus durere în viață. Pentru că ea la intersecția vieții, în loc să se zmerească înaintea lui Dumnezeu și să caute voia lui Dumnezeu, ea știi ce o zis? Dacă știi mult mai bine, îți dai seama cum o să fiu văzut, cum o să fiu văzută când o să fiu cucutare, când o să mă afișez cucutare, cât de bine o să fiu văzut. Și o să fiu văzută. Zacheu o crezut că el o să fie mult mai bine văzut când s-o afișa cu romanii. Vă întreb pe voi, dragi tineri, cine l-a văzut acolo în dud urcat? Cine? Că Hristos nu a fost singur, a mai fost cu mulți pe lângă el. Cine l-a văzut? Știi cine? Nimeni în afară de Iisus Hristos. Nimeni! Vreau să-ți spun, tânăr drag, care alergi în vremea aceasta și cauți o mașină pe la Ocico. Cauți pe OLX ceva să dai gata pe toată lumea. Vreau să-ți spun că tot ce vrei să te ridici fără Dumnezeu îți aduce multă durere, îți aduce multă întristare, îți aduce multă amărăciune. Oricât tu vrei să arăți tu că ești de happy, se vede tristețea pe fața ta. Se vede durerea pe inima ta. De ce? Pentru că ai căutat realizare și ai ieșit din voia lui Dumnezeu. N-ai vrea în seara aceasta să fie o seară în care să spunem, Doamne, vrem în seara asta să auzim voia ta, să auzim vocea ta, să înțelegem care-i voia ta pentru viața mea, să înțeleg care-i voia ta pentru sufletul meu, că degeaba ai un teanc de bani. Câți nu sunt cu bani în vremea aceasta și se vede de tristețea pe fața lor? Câți nu sunt cu bani în vremea aceasta și se vede amărăciunea? Unii s-or sinucis, plin de bani, plin de bani, de ce?
Pentru că în viața lor s-a văzut o mare durere, pentru că au vrut să fie realizați. În topul ziarelor, în topul Facebook-ului, în topul Instagram-ului, ei să fie pe primul loc. Și nu mai auzit după o săptămână că și-au pus capăt zilelor. Tineri dragi, noi suntem chemați în vremea aceasta la binecuvântările lui Dumnezeu. Dar problema, știți ce e? Că noi nu le alegem. Adică Dumnezeu stă cu tava pregătită pentru tine și îți spune, alege viața sau moartea. Eu am avut o profesoară de matematică ce mi-era dirigintă în școala generală și era foarte severă, dar la un moment dat ne-a dat o lucrare de control și a văzut că, nu mai țin minte, la un exercițiu era să scriu un răspuns greșit. Știți ce a făcut? Deși nu a zis nimica, a venit pe lângă mine și a venit la banca mea. Și-a bătut așa cu degetul în exercițiu, în răspunsul care era corect și-a plecat mai departe. Știți că Dumnezeu așa face și cu noi? Îți spune, ți-am dat lucrarea de control, ți-am spus, alege viața sau moartea. Dar știi ce face Dumnezeu? Ca diriga mea, vine și ne bate cu degetul pe lucrarea de control și spune, alege viața, pune răspunsul ăsta ca să trăiești, ca să fii binecuvântat. Vreau să-ți spun în seara aceasta, că dacă vrei să fii realizat, realizat poți să ajungi, dar întotdeauna se va vedea amărăciunea pe sufletul tău. Știți cum realizează Dumnezeu oamenii lui? Nici nu vă puteți închipui. Noi credem că Spania ne face oameni realizați, că dacă ajungi în Londra și o să lucrezi, o să fii un om realizat. Nu, ascultă-mă, știi când e omul realizat sub binecuvântare? Când stă lângă Dumnezeu, când alege voia lui Dumnezeu. Dacă vrei să afișezi, îi ceva frumos în cuvântul lui Dumnezeu, Genesa, capitolul 12, primele două versete, e un cuvânt frumos acolo care îl spune Dumnezeu lui Avram. Gândiți-vă că pe Avram îl cheamă Dumnezeu, Genesa 12, 1 cu 2. Vine Dumnezeu și îi spune, Avrame, lasă tot ce ai și vină după mine. Nu îi spune Dumnezeu, vezi că o să mergi într-o țară îmbelșugată. O zi, nu, lasă tot și vină într-o țară pe care ți-o voi arăta. Nici măcar nu i-o descris-o. Nici măcar nu a putut Avram să o caute pe Google Maps. Pe ăștia că ori venit iară să filmeze străzile în România. Să vadă dacă mai avem case sau nu-i mai asfaltat ăștia drumurile. Deci nu, Avram n-a văzut nimic. N-a văzut ce urma. Dar i-a zis Dumnezeu, Avrame, nu te teme. Că nu i-a zis du-te, i-a zis vino în țara pe care ți-o voi arăta. Și auziți, Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Și versetul 2, auziți acum, voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi la rândul tău o binecuvântare. Asta e realizare, să te cheme Dumnezeu, să înțelegi glasul care te cheamă, să înțelegi planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu și să fii dispus chiar dacă plasa e goală, chiar dacă la ușa ta nu bate nicio tânără, nu bate niciun tânăr, tu să înțelegi glasul lui Dumnezeu pentru sufletul tău, să înțelegi voia lui Dumnezeu pentru viața ta, asta e cea mai mare realizare. Cea mai mare realizare nu să ai teancul cu bani, ci să ai prezența lui Dumnezeu în viața ta. Să ai călăuzirea lui Dumnezeu, să-ți spună Dumnezeu, nu-ți fă probleme. Nu mai căuta tu pe Google, nu mai căuta tu pe GPS, că am trasat eu GPS-ul. Eu știu GPS-ul, eu știu pe unde te duc, eu știu ce am pregătit pentru tine din loc în loc. Vreau să-ți spun în seara aceasta, Zacheu a fost omul care a renunțat la poporul lui Dumnezeu pentru o mână de bani. Și după ani de zile, nu știm ce vârstă a avut Zacheu. Nu știm câți prieteni au avut pe lângă el, dar știți ce vedem? Tristețea din inima lui. E un cuvânt frumos care îl spune Biblia despre Moise, autorul cărții Evrei, în capitolul 11, de la versetul 24 la 26, e un cuvânt frumos acolo care îl spune de Moise. Știți ce spune Biblia de Moise? Că Moise a avut și el imaginea asta care s-a pus generic pentru seara asta, Biblia sau suticile, da? Le-a avut și el și trebuia să aleagă. Și auziți ce spune cuvântul Domnului? Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, versetul 25, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de suticile, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Și 26, el socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii ațintiți spre răsplătire.
Vreau să vă spun că pe termen scurt, umblarea cu Dumnezeu nu-i foarte realizabilă. Pe termen scurt, umblarea cu Dumnezeu nu-i profitabilă cum ți-ai imaginat tu. S-ar putea umblarea cu Dumnezeu pentru tine să fie pustie, să fie lacrimi și durere, dar spune că Moise l-a ales pe Dumnezeu. Din ce pricină? Că avea ochii ațintiți spre? Nu spre stânga, că tăți ați știut ce-a fost în stânga. O zis, avea ochii ațintiți spre răsplătire. Știți ce-mi doresc în generația noastră? Să ne deschide Domnul ochii, să vedem răsplătirile care ne așteaptă din partea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că Dumnezeu nu a rămas dator la nimeni. Când omul l-a ales pe Dumnezeu, Dumnezeu nu a rămas dator la nimeni niciodată. Slăvit să fie numele Domnului. Tu poți în seara asta să spui, da, Doamne, dar eu am nevoie de bani. Da, Dumnezeu îți poate da bani câți vrei. Dumnezeu îți poate da funcția aia care o vrei. Dar vreau să-ți spun că dacă te depărtezi de Dumnezeu, ajungi cel mai trist om de pe pământ. Mergeți acasă și liniștiți-vă în seara asta. Și uitați-vă, citiți încă o dată sau de 10 ori textul acesta. Și o să vedeți tristețea lui Zacheu, cum căuta să vadă care e Iisus. Pentru că a știut că golul sufletului său, durerea inimii lui, nu poate fi umplută decât de Dumnezeu. Nu știu care e apăsarea sufletului tău în seara asta. Iar ziceam la Sami, la Paul, că atâția tineri noi n-am văzut, nu știu, de multă vreme. Sunteți foarte mulți noi, care poate n-ați mai fost niciodată la Elim. Vreau să-ți spun că tu n-ai venit să asculți Eldadu sau o predică. Tu ai venit în seara aceasta pentru că tu ai un gol în suflet. Tu ai o durere pe care numai Dumnezeu ți-o cunoaște. Nimeni nu știa. Toată lumea s-a uitat la el și zicea, Zacheu, cel mai binecuvântat om, cel mai profitabil om, ăsta da, prieten. Și se uita Zacheu și zicea, nu, dacă aș ști câtă durere în viața mea, dacă aș ști câtă amărăciune în inima mea, căuta să-L vadă pe Iisus. Vreau să vă spun că noi serile ca acestea, serile de luni seara, știți de ce le facem? Nu ca să auzim o cântare sau să ascultăm o predică, ci noi le facem. De ce? Pentru că în locul acesta trece Iisus. Slăvit să fie numele Domnului. Eu cred că în seara aceasta Domnul este prezent în locul acesta. Poate nu-ți știe prietenul tău de lângă tine, nu știe problema ta, nu știe necazul tău, dar Hristos privește spre tine în seara aceasta. Aș vrea la finalul slujbei din seara asta să spui, Doamne, privește spre dudul din Ierihonul vieții mele, privește spre creanga pe care mă aflu și dă-mă jos, eliberează-mă să fie o seară în care Domnul să curățească orice inimă. Mărit să fie numele Domnului. Și ne uităm în seara asta să vedem cum a ajuns Zacheu binecuvântat. Că totuși ajunge, pleacă trist în prezența Domnului și spune Biblia că când pleacă din prezența Domnului, pleacă binecuvântat. Cum a putut Zacheu să plece binecuvântat? Știți cum? Sunt câteva lucruri frumoase, trei lucruri vă spun în seara aceasta. Ca să pleci binecuvântat din prezența lui Dumnezeu, știți ce e cel mai important? Să te vadă Hristos atunci când nimeni nu te observă. Asta e cea mai mare binecuvântare. Să te vadă Iisus Hristos când nimeni nu te mai observă. Nu ți s-a întâmplat când ai avut sutica tot să vină cu tine la suc? Tot să zică numai like-uri pe Facebook. Când ai mai avut, s-a împuținat, ai avut datorii, nici like-uri nu ți-au mai dat. Dar voi să-ți mai dea un telefon. Vezi pe câte unul amărât, are un like, domne. Păi la ce mai ai 5.000 de prieteni, nu? La ce mai ai? Știți că sunt momente în viața noastră când parcă nimeni nu ne mai observă? Te-ai luptat, domne, te-ai coafat și ți-ai făcut pene și sprâncene și tot ce ți-ai... Și nu te mai bagă în seamă. Nu te mai bagă în seamă, domne. Nu mai e nimeni curios. Știi ce e cel mai trist? O viață. Să te lupți să fii băgat în seamă și să realizezi că nimeni nu-i curios de tine. Să realizezi că nimeni nu-i curios de tine. Dar vreau să-ți spun în seara aceasta că dacă te simți prăbușit la pământ, Hristos e curios de tine. Singurul care s-a uitat spre Zacheu, spune cuvântul Domnului, versetul 5, Iisus când a ajuns în locul acela, ce a făcut? Și-a ridicat ochii în sus. Asta e frumusețea lui Dumnezeu, să se uite acolo unde nu se uită nimeni. Cine s-ar fi uitat spre Zacheu din biserică să-i spună, ăsta da, e Zacheu, ăsta merită să fie reabilitat? Cine s-ar fi uitat spre femeia samariteancă? Știți cine? Hristos.
Ea a fost reabilitată, a fost iertată, pentru că a avut un moment la fântâna vieții ei, când Hristos a apărut în viața ei și a schimbat viața. Slăvit să fie numele Domnului! Să știți că suntem într-o perioadă în care generația tânără, vreau să vă spun, am observat și în țară foarte mulți tineri, nu știu dacă sunteți toți de acord cu mine, dar eu vă spun, o mare parte din tineretul bisericii din țară, și am văzut și la Timișoara, îsătui de abureala spirituală, îsătui de abureală. Știți ce vor? Ce-o vrut Zacheu? Să-L vadă pe Iisus. Știți ce simt de o perioadă încoace? Știți de ce vii la casa lui Dumnezeu? Că îl simți pe Domnul prezent în locul acesta. Dacă sunt multe biserici care, vezi, Domne, fain, totul super, totul e așa îmbrăcat într-o bulă din aia, așa, care nu te supără nimeni, nu. Știți că generația voastră, generația tânără, s-a săturat de ridicat mâinile pe sus și, de fapt, el să fie tot murdar. Și mai ani în urmă, Domne, tăzi cu mâinile pe sus, dar numai mizerie, numai păcat, numai apăsare. Știți că trăim o perioadă în care generația tânără îl caută sincer pe Iisus? Știu că ai căutat, poate în alcool, poate ai căutat să fii împlinit în tutun, într-o relație cu un băiat sau cu o fată, dar parcă ești la capătul puterilor în care te uiți și spui, ce-o zis Solomon, totu-i deșertăciune și goană după vânt. Totu-i amărăciune, totu-i amar în viața ta, nu te mai poți bucura de nimic. Știi de ce? Că tu ai nevoie de Dumnezeu. Poate spui, dar gândește-te, de câte ori n-ai venit la casa lui Dumnezeu și ai stat poate marți seara la rugăciune și ai zis înaintea lui Dumnezeu. Și eu am avut momente în viața mea când am zis, Doamne, oare mă vezi că sunt în locul acesta? Oare mă vezi și pe mine în mulțimea asta? Mă vezi că sunt și eu prezent aici? Nu știu, dar sunt convins că în seara asta cineva în locul acesta care crede că pe el Dumnezeu nu-l mai bagă în seamă. Crede că el pentru Dumnezeu nu mai valorează nimic. Vreau să-ți spun în seara aceasta că specialitatea lui Dumnezeu, specialitatea Domnului Iisus este să privească acolo unde nu mai privește nimeni. Acolo unde toată lumea de la o parte, acolo unde lumea dă pe locul din spate, vine Domnul Iisus și spune, vino în față, vino în față că eu te chem, vino, dă-te jos. Nimeni nu i-a zis, bă, Zacheu, dă-te jos. Nu, știți cine a venit și i-a zis? I-a zis Hristos. Pentru că cel ce dă mântuirea, cel ce îți dă iertarea, nu-i Dani Popa, nu-i un om de pe pământ, ci iertarea ți-o dă Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Dacă ești în seara asta apăsat la nivelul inimii, la nivelul minții, crede că Domnul privește spre tine. Crede cu toată inima că Domnul privește spre viața ta. Zacheu a fost omul care în dezamăgirea lui o căutat să vadă cine-i Domnul Iisus, dacă poate face ceva pentru el. Știți că Domnul Iisus îți vede dezamăgirea, îți vede locul tău din spate, îți vede nevrednicia ta când zici, dar eu nu mai pot cânta, eu nu mai pot recita, eu nu mai pot face nimic. De ce? Pentru că a intervenit dezamăgirea în viața ta și poate te-ai întors înapoi, ai privit înapoi și viața ta nu mai e aia care ai fost înaintea lui Dumnezeu. În Ioan 21 s-a tot predicat zilele acestea de arătarea de la Marea Tiberiadei. Știți ce a zis Petru la un moment dat? Spune cuvântul Domnului, versetul 3, dacă vrei să-l afișezi. Petru se uită spre ceilalți ucenici dezamăgiți. Domnul Iisus nu mai era, minuni nu se mai produceau, ei erau plini de frică și spune cuvântul Domnului așa, Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Nu le-a zis, bă, hai să facem o rugăciune. Nu le-a zis, bă, hai să vedem. Ce ne-a mai zis Domnul Iisus? Să mai ne aducem aminte de El. Știți ce au făcut? Toți șapte s-au întors înapoi, la vechea îndeletnicire. S-au întors în dezamăgirea lor. Poate ești în casa lui Dumnezeu în seara aceasta și ai dezamăgiri. O zis, mă duc să prind pește, imediat. Când un om se îndreaptă spre rău, știți că sunt foarte mulți care se unesc cu el? Dacă îl chem la adunare, nu vine, că e rupt de somn. Dar cheamă-l la biliard, Domne. Cheamă-l la păcănele. De fapt, n-are cine să cheme aici, că aici nu-i nimeni cu lucrurile acestea. Dacă un om îl cheamă pe altul la rău, imediat se duce. Când e vorba să-l cheme la bine, ăștia imediat ori zis, mergem și noi cu tine. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic.
Știți cine apare și se uită spre ei? Când nu credeau că se mai uită cineva spre ei. Dimineața, când toată noaptea ori pescuit, de fapt numai ori aruncat cârligul în apă și nu ori prins nimic. Când nu credea că îi mai observă cineva, știți cine apare pe țărm? Domnul Iisus. Pentru că Domnul Iisus nu-i împiedicat de dezamăgirea ta ca să ți se descopere. Domnul Iisus nu-i împiedicat de lucrurile care le faci tu ca să te ierte, ca să te elibereze. Vreau să-ți spun că dacă tu crezi și-ți dorești cu toată inima, Hristos te poate elibera în seara aceasta. Hristos se poate atinge de inima ta, de sufletul tău. Nu contează cât ești de jos. Nu contează unde ai umblat și ce ai făcut. Vreau să-ți spun că dacă ești hotărât, acum când poate noaptea e mai neagră pentru viața ta și pentru sufletul tău, vreau să spun că Domnul privește spre tine. Spune acolo unde te afli, Doamne, mă vezi că sunt aici. Mă vezi că sunt aici. Dezamăgit. Tu mă vezi că sunt aici. Vreau să spun că în seara asta simți și vei simți, nu că-i Dani la predică, ci vei simți pentru că Domnul este prezent aici. Specialitatea Lui să fie cu ochii pe tine și pe mine. Specialitatea Lui să se îndrepte cu ochii spre cei spre care nu mai privește nimeni. De ce a fost Zacheu binecuvântat? Pentru că Hristos l-a văzut, că nu l-a observat nimeni, că nu l-a mai văzut nimeni. De ce a fost Zacheu binecuvântat? Pentru că Domnul Iisus îi vorbește în tristețea vieții lui. Vreau să spun că adevărata binecuvântare nu-i să ai tot ce-ți dorești, ci să-ți vorbească Dumnezeu în clipele grele. Când nu-ți mai vorbește nimeni, când nu mai privește nimeni spre tine, când nimeni nu-ți mai dă un telefon, când prietenul și prietena te-au părăzit, ori închis ușa nas, îi cineva care continuă să-ți vorbească. Și știi cine e ăsta? Ăsta-i Dumnezeu. Asta e Dumnezeu și cred că în seara asta Dumnezeu vorbește sufletelor noastre. Auziți ce spune cuvântul Domnului tot în versetul 5? Zice, și-a ridicat ochii în sus și a zis, Zacheie, nu i-a făcut așa? Nu. Știi ce i-a zis? Zacheie. De unde îl cunoștea Domnul? De unde știa numele? Că niciodată nu s-a dus la el la vamă, că Hristos nu a avut nimic de vămuit niciodată. Nu a avut bagaje după el, nu a avut mașini de trecut vama din Anglia să plătească vama și să... Nu, Hristos nu s-a ocupat cu așa ceva. Nu a avut nevoie de Zacheu. Totuși, de unde l-a cunoscut? Te întreb de multe ori, Dumnezeu ți-a vorbit în atâtea rânduri, de unde a știut problema ta? De unde a știut dezamăgirea ta? De unde a știut că ăștia n-au prins nimic? Pentru că le-au zis, aveți ceva pește prins? Și ei au zis, n-avem nimic, erau dezamăgiți. Nu mai vorbeau unul cu altul, de ce? Că au văzut că corabia era goală, nu mai vorbea nimeni, toată lumea tăcea. Și în dezamăgirea lor, în dezamăgirea lui Zacheu, știți ce se întâmplă? Hristos începe să vorbească. Și vreau să vă spun, glasul lui, știți ce face primul lucru? Când îți vorbește Dumnezeu, Dumnezeu produce bucurie. Mai spun încă o dată, când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu produce bucurie, slăvit să fie numele Domnului. Auziți ce zice versetul 6? Zacheu s-a dat jos în grapă și l-a primit cu bucurie. Gândiți-vă la imaginea asta, stătea Zacheu sus trist, mă vede, nu mă vede, vorbește ceva cu mine, nu vorbește. Și zice Domnul Zacheu, dă-te jos, că am ceva pentru tine. Știți când le zic la copii, când vin spre casă și le zic la copii la telefon, vă aduce tati ceva, primul lucru când mă dau jos din mașină, să uită să vadă dacă am buzunarele umflate sau dacă am ceva în mână. Nu să uită niciunul la fața mea, dacă le promit că le dau ceva. Totdeauna ei se uită spre buzunar. Știți că Domnul Iisus nu a avut buzunare? Nu a avut buzunare, că nu a avut ce să bage în ele. Nu a avut nici măcar o monedă să plătească darea la templu. Nu a avut buzunare și totuși îi spune Zacheie, dă-te jos, că vreau să-ți dau ceva ce nu ți-a dat nimeni. Gândește-te să-l vezi pe unul că-ți promite multe lucruri, ceva deosebit. Și pălmile goale, buzunare ioc, plase nimic, roabă nimic, pachet, fancurierul nu, nimic. Și totuși el se promită și îi spune Zacheu, îți dau ceva ce nu se bagă în plasă. Zacheu, vreau să-ți dau ceva ce nu se pune pe cardul de la bancă. Vreau să-ți dau ceva ce nu se vede cu ochii aceștia. Vreau să-ți dau bucurie. Și spune Biblia că în momentul în care Zacheu se dă jos și începe Domnul Iisus să îi vorbească, zice că s-a dat jos și l-a primit cu bucurie. Știi ce-i lipsea la Zacheu? Ce lipsește și generației noastre? Știi ce ne lipsește? Bucuria.
Știți că în momentul când David a păcătuit, i-a dispărut bucuria? De aia o scris în Psalmul 51. O zis, nu mă lepăda, Doamne, de la fața Ta și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. O zis, dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale. De ce? Pentru că David trăia generația noastră sau noi trăim de generația lui David, oameni triști din cauza depărtării de Dumnezeu. Să știi că binecuvântarea omului stă în glasul lui Dumnezeu, în glasul Domnului Iisus. O eu zic, Zachee, dă-te jos, ăsta nu a mai râs poate de ani de zile, ăsta nu s-a mai bucurat la Paș, nu s-a mai bucurat de ziua lui, nu s-a mai bucurat de anul nou, nu s-a mai bucurat de nimic. Dar a venit o vreme în care Hristos a început să-i vorbească și glasul Domnului începe să producă bucurie lui Zacheu. Noi avem o cântare care spune, vocea lui se aude, ea îmi dă har de plin și bucurii, este vocea care îmi dă siguranță și o voi asculta zi de zi. Ar vrea vocea Domnului, dacă poate n-ai auzit-o de ani de zile, de luni de zile, să fie în seara aceasta glasul lui Dumnezeu care să vorbească inimii tale. Pentru că glasul lui Dumnezeu, glasul Domnului, când Domnul ne vorbește, produce bucurie. Doi, când vorbește Hristos, îți arată cine-i stăpânul. Auziți, El când vorbește, îți spune cine-i stăpân în casa ta. Eu zic așa, Zachee, dă-te jos! În grabă și l-a primit cu bucurie, spune cuvântul Domnului, căci astăzi, versetul 5, trebuie să rămân în casa, în casa ta. Gândiți-vă acum să vină unul din biserică, un băiat, să zic, auzi, hai că vin la tine în seara asta, merem la tine în seara asta, dorm la tine. Ce ai zice? Bă, tu ai probleme? Cum să vii tu la mine? Păi, dar nici nu mă cunoști, ne vedem prima dată, să-ți ia așa de gând, să zic că sunt la tine. Nu? Sau să zic că eu n-am chirie, eu sunt în Timișoara, nu, să zic o fată și eu vin cu voi în chirie. Eu vin la tine, nu-i problemă, băi, dar stau în garsonieră, nu-i bai că și eu vin cu voi acolo. Ce ai zice? Mă, fată, Doamne, ferește-te! Știți cine cheamă în casă întotdeauna? Numai stăpânul. Cine-i proprietarul casei, ăla cheamă în casă. Știți ce i-a arătat Domnul Iisus la Zacheu? Eu zic, Zacheu, când cobori, nu mai ai alt stăpân, mai pe mine, eu te chem în casă. O zis, Zacheu, dă-te jos, l-o lua de gât, că intrăm împreună în casa ta, intră mântuirea în casa ta. Când Dumnezeu îți vorbește, tu nu mai îți dorești alt stăpân decât pe Dumnezeu. Nu mai dorești nimeni să stăpânească peste mintea ta, peste ochii tăi, peste emoțiile tale, peste sentimentele tale și tot ce ai predai în mâna lui Dumnezeu. Hristos i-a zis, Zacheu, cu mine nu mere cu un ochi la mine, cu un ochi la păcat. Eu zic, Zacheu, eu intru ca stăpân, intrăm amândoi, eu te chem. Până acum i-ai chemat tu pe toți la petrecere, la distracție, la băutură. Dar eu chem de astăzi, pentru că întâlnirea cu Dumnezeu, întâlnirea cu Iisus Hristos și vocea Domnului îți arată cine-i stăpân în viața ta. Vreau să te întreb, cine îți mai vorbește în perioada aceasta? Care-s vocile care le auzi? Poate auzi vocea prietenului care te amenință, care te manipulează? Poate auzi voci din alea în mintea ta care te duc în depresie, care te duc în tristețe? N-ai vrea în seara aceasta să zici, Doamne, mi-e dor de vocea Ta, mi-e dor de glasul Tău, aș vrea să vorbești sufletului meu, aș vrea să-mi arăți că Tu ești stăpân peste viața mea și peste sufletul meu, slăvit să fie numele Domnului. Și să știți ceva, atunci când îți vorbește Domnul Iisus, când Dumnezeu vorbește unui om, cum i-a vorbit Domnul la Zacheu, se mai întâmplă ceva, glasul Domnului te face să-ți repari lucrurile greșite din viață, glasul Lui te face să repari lucrurile greșite. Ăsta niciodată n-o pronunța cuvântul dau. El o zis numai, ziceți voi, iau, iau, nu? El numai plase pline să ducă, nu, când ieșea, niciodată nu ieși din casă cu plasa plină. El totdeauna ieșea din casă cu plasele goale. El n-o folosit, Zacheu, niciodată cuvântul dau. Știți până când? Până s-o întâlni cu Domnul Iisus. Niciodată nu s-o gândit contristat pe cineva, niciodată nu s-o gândit că o supăra pe cineva. Că o lua pe nedrept. Totdeauna zicea, păi și eu i-am furat că și ei mă fură. Și ei și-au ascuns pe sub banchetă sticlele lor și ei au ascuns. Și eu, dar nu, când n-ai zis, dar aici nu cred că e niciunul. Am luat țeava, dar și ăsta a uitat să-mi dea patronul 2 zile, nu mi-a dat salarul. Păi normal că i-am luat țeava și i-am luat 10 litri de motorină, i-am luat, nu? Că diavolul îți dă scuze. Dar când a intrat Hristos
în viața lui Zacheu. Știi ce a zis Zacheu? Îs gata să dau, adică să repar. O zis, dacă am năpăstuit pe cineva, eu mă duc și dau un pătrit. Să știți că sunt probleme și răni și lucruri care le-am făcut noi și le putem repara. Ce poți tu repara, n-aștepta Hristos să repare. Să dai o mână de împăcare, să-i spui la prietena ta că nu i-ai plătit chiria cât a stat în chirie, să-i spui că-ți pare rău, dar nu-i de ajuns să-ți spui că-ți pare rău, ci să-ți spui, uite, am venit, cât a fost, 200 de lei, 100 de euro, poftim, vreau să-ți dau banii înapoi. Pentru că e ușor să zici, bă, i-am tras iapă la unul, dar m-am pocăit după aia. Păi, dar Hristos nu caută oameni din ăștia, nu? Ai înșelat banca, ai înșelat statul, ai înșelat pe nu știu cine și tu după aia te-ai pocăit. Tu ești om pocăit. Nu! Zacheu a zis. Și nu i-a zis, domnul Zacheu, stai liniștit, tu acum ești un om nou. Tu nu mai trebuie să dai, domne. Tu numai să pui la noi, la mine, aici pune. Pune la mine. Nu, nu, nu l-a oprit domnul. O zis, ce poți repara? Du-te repară. Du-te repară. Vreau să-ți spun, când auzi glasul Domnului și simți binecuvântarea lui Dumnezeu peste tine, mergi și îți repari relația cu părinții, mergi și repari relația cu cei dragi ai tăi, mergi și repari relația, mergi și dai bani înapoi, mergi și te împaci. Dacă vrea să te accepte, bine, dacă nu, dar tu îți faci. O zis, mă duc și dau înapoi, dau un pătrit, pentru că Dumnezeu e un Dumnezeu care repară El ce nu putem noi repara, da? Sunt lucruri care după ani de zile, după unii ori murit, pe care i-ai întristat și pe care poate ai luat bani împrumut. O murit, o murit, dacă trăiește, du-te, rezolvă problema. Ce nu poți tu repara, repară Dumnezeu. Dar au zis Zacheu, pentru că ți-am auzit glasul, mă duc și repar, mă duc și dau înapoi. Să știți că nu ai cum să intre Hristos în viața ta și tu să nu-ți repari lucrurile. Știți ce-mi doresc? Seara aceasta să fie o seară în care Hristos să repare sufletele noastre. Spuneți amin. Amin. Și noi să reparăm lucrurile care le putem noi repara. Și vă spun ultimul lucru. Când simți că ești binecuvântat de Dumnezeu, Zacheu a vrut să fie realizat. Ajunge realizat și trist și Dumnezeu, Domnul Iisus, îi arată ce înseamnă să fii un om binecuvântat. Ultimul lucru când ești binecuvântat de Dumnezeu, știi ce trebuie să mai faci? Să realizezi că e șansa care ți-o dă Dumnezeu. Să realizezi în binecuvântare că e șansa de la Dumnezeu să fii binecuvântat. Zacheu, știți ce o înțeles? Că era ultima șansă care i-o dă Domnul Iisus. De trei ori a intrat Domnul Iisus în Ierihon. Spune cuvântul Domnului că ultima dată când a intrat Domnul Iisus în Ierihon a fost data când s-a întâlnit cu Zacheu. Și la ultimul semnal, Zacheu, știți cum a răspuns? Prezent. O zis, accept, sunt aici, Doamne. O răspuns prezent. Să știi, știi ce înseamnă să fii binecuvântat? Binecuvântarea lui Dumnezeu înseamnă să înțelegi că Dumnezeu îți dă un timp. I-o dat și lui Zacheu un timp. O mai intrat în Ierihon și o ieșit. Iar o intrat, iar o ieșit. Dar Zacheu a înțeles că s-ar putea cu data aceasta, cu ultima dată, cu a treia oară, să nu se mai întâlnească niciodată. Știi ce a făcut Zacheu? Ce-mi doresc să facem toți în seara asta? Să înțelegem că binecuvântarea lui Dumnezeu e o șansă care ne-o dă Dumnezeu. E o șansă din partea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu te binecuvintează, trăiește cu grijă în viața de zi cu zi. Trăiește cu grijă. Nu te baza pe lucrurile care le ai tu, ci bazează-te pe Dumnezeu. Și fii conștient când ești binecuvântat că într-o zi te vei întâlni cu Dumnezeu să dai socoteală pentru fiecare lucru. Trăiește în așa fel încât să înțelegi că într-o zi tu vei da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare lucru care l-ai făcut în viață. Vreau să-ți spun în seara aceasta că e o seară în care Dumnezeu se uită spre creanga vieții tale, spre creanga din Ierihonul vieții tale pe care ești așezat, pe care ești pus. Și vreau să-ți spun că în seara aceasta, știi ce spune Domnul? Ce o zici și la Zacheu? Dă-te jos, că știu durerea ta, știu problema cu care te confrunți. Tu încerci să te tot ascunzi. Tu încerci să-ți ascunzi sticlele de băutură, să-ți ascunzi pachetul de țigări. Vreau să-ți spun că Domnul nu i-a zis la Zacheu, nu ți-i rușine, bă. De ani de zile n-ai mai venit la adunare. De ani de zile n-ai mai citit în Biblie. Știi ce i-a zis? Un singur lucru. Dă-te jos. Dă-te jos. Vreau să-ți spun în seara asta că poate pentru cineva din locul acesta, Dumnezeu, în zilele acestea, i-a întors clepsidra vieții. Și începe așa să se scurgă. Nu știu de ce. Sunt ultimile poate pentru cineva din locul acesta.
ultimile zile, ultimele momente. Să știi ceva, nu-i bai că sunt ultimile momente, știi ce-i bai? Dacă nu-L lași pe Hristos să intre ca stăpân în viața ta. Vreau să vă spun, dar numai scurt, fără multe amănunte. Am avut un băiat, deci din biserică, la mine în grupă, în grupa de 40, un băiat. Și acum vreo lună și ceva de zile, el mă înscria noaptea, era mai mult treaz noaptea decât ziua. Și mi-a scris tot fel și fel de lucruri, că a murit un prieten de-a lui. Și în noaptea aceea, când vorbeam cu el pe WhatsApp, i-am zis, nu te gândești că într-o zi o să primesc o veste. Ai murit? Și n-avea două zile. Eu zis, hai că tot stăm, mai cântăm o cântare. Nu, eu zis, Zacheu, dă-te jos. Și știți ce a fost frumos la Zacheu? Că la prima chemare o coborât și deja a început bucuria să intre în inima lui. Haideți să lăsăm Duhul Sfânt să lucreze în seara aceasta. Haideți să închidem ochii și dacă e cineva care vrea în seara aceasta să ne rugăm împreună, simte că lumea aceasta l-a depărtat de Dumnezeu, dacă ți-i dor de Domnul Iisus, haide în față să ne rugăm.